avem aici un comentariu. Pentru o gospodărie normală, câți kilowatți oră trebuie? Ei bine, cel mai bine ar fi să-mi spui cât consumi. Dar ca să îți faci o idee și să vă faceți o idee, aici este graficul de pe telefonul meu mobil cu consumul și cu producția pe care am avut-o de când mi-am pus panourile, da? de acum 5-6 luni, după cum puteți observa. Avem 5 luni complete, a luna 4, a 5, a 6, a 7 și a 8. A. Și acum suntem în luna 9 în desfășurare. În total, la sistemul meu de 20 de kWh, am produs 16,3 MW. Da? Vedeți că scrie aici sus, 16,3 MW cu verde. Atât a produs tot sistemul meu. După care, sub scrie self-consumption 3,77 MW. Da? și export 12,53 MW. am exportat eu și am consumat din panourile mele 377. După aia, următoarea bară este consumption, consumul. 7,25 de MW am consumat eu în astea 5 luni. Deci am consumat 7000 și ceva de kW. Dintre care self-sufficiency 3,77 de megavați da? adică atâta am consumat eu din, cum să zic eu, din ce am băgat, din panourile mele, am consumat direct din ele și a trebuit să mai import 3,48 de MW, 47,99%, adică, din rețea, pentru că atunci când este noapte, panourile nu produc și în momentul în care pornesc consumatorii de energie electrică noaptea, automat o să tragă din rețea. Dar ceea ce este interesant este că dacă scădem din 16,30 MW cât, a produs, cât, au produs panourile mele de 20 de kWh, dacă scădem 7,25 de MW consumul meu, vedem că am băgat în rețea foarte mulți kW, da? Aproape 10... Nu, sunt 9. Sunt 9 MW. 9 MW am băgat rețea. Adică 9000 de kW am băgat în rețea în cele 5 luni cu 20 de kWh sistemul meu de panouri solare. Pentru o gospodărie normală aș spune că un 5 kW e suficient. Pentru că dacă vă uitați pe graficul de mai jos, puteți observa că în fiecare lună panourile mele au produs peste 3000 de kW, adică peste 3 MW pe lună. Da? Și dacă ai un consum de 300-400 de kW pe lună, sunt convins că ți-ar ajunge 5 kW.